Icoana Maicii Domnului Umilenie, izvorătoare de mir și făcătoare de minuni, a apărut în localitatea Locoti, regiunea Briansk, în Rusia. Aceasta este o icoană unicală prin aceea că este dublă. Partea de față este aceea care a fost făcută la fabrică și partea din spate este chipul nefăcut de mână. A apărut această icoană în familia Natalie Murașkina și Victor Remizov. Această icoană este o simplă litografie a unui calendar care doamna Natalia l-a procurat într-un magazin din localitatea unde locuiește, adică Locoti, regiunea Briansk. Doamna Natalia, fiind în copilărie, ea era fiică duhovnicească a unui mare sfânt care încă nu este descoperit complet, ermonacul Miletie. La rândul său, ermonacul Miletie, din tânăra tinerețe, era fiul duhovnicesc al lui alt sfânt, Ioan de Kronstadt, de lângă Sankt Petersburg, Rusia. Micuța Natalia desigur venea la Sfântul Miletie și el discuta cu ea, fiindcă ea era unica singură fetiță tânără, în rest toate celelalte ascultătoare, fiice duhovnicești, erau femei în vârstă. Și părintele Miletie desigur vorbea, discuta cu fetița Natalia. În imagine vedem casa unde locuia părintele Miletie, unde deseori venea împreună cu mama sa copila Natalia. Prin anii 1975-1976, părintele Miletie îi spunea Nataliei că iadul este gol, Natalinca. În iad nu mai sunt dragi, ei toți sunt pe pământ, în oameni și pe oameni, pentru a distruge credința creștin-ortodoxă în oameni. Dar Dumnezeu, cu marea milă sa, va deschide cerurile și va trimite toți sfinții pe pământ pentru a salva mica turmă a lui Hristos. Și pe cer va rămâne numai crucea, însuși Maica Domnului va coborâ pe pământ și va merge pe pământul ei ales, nu în chip de femeie, ci nevăzută, în chip de icoană. Mica Natalia venea la părintele Miletie împreună cu mama sa, mama sa fiind și ea medic, unicul medic în localitatea Locoti, care avea grijă de sănătatea părintelui Miletie. La rândul său, părintele Miletie avea grijă de starea duhovnicească a mamei Nataliei și a Nataliei, mama Nataliei fiind acum schimonahia Eugenia. Când episcopul locului a venit la familia Natalia Murașkina în orașul Locoti pentru a face cunoștință cu icoana care izvorea mir și avea o mireazmă plăcută, el a ridicat icoana pentru a se închina și imediat mâinicuțele
barba și părul episcopului s-au acoperit cu mir. Și părintele arhiereu a spus că eu am fost în multe locuri, pe Muntele Athos, în Grecia, în Ierusalim, alte locuri mult sfinte din Rusia, însă așa sfințenie n-am văzut. Probabil că Bunul Dumnezeu, prin această icoană, vrea să ne spună nouă ceva. Și a binecuvântat să fie construit un paraclis lângă casă și icoana să fie dusă la Sofrino, la fabrica de Sofrino, la argintar, pentru a fi îmbrăcată în argint. În imagine observăm cum și rama în care este îmbrăcată icoana se acoperă cu mir și toate icoanele din jurul acestei icoane care se află pe masă se acoperă cu mir, povestește domnul Gheorghe Șișcov, responsabil și împuternicit de a aduce icoana la închinare în diferite locuri ale Rusiei, Ucrainei, Belorusiei, Moldova de peste Prut și organizator al drumurilor crucii care se efectuează în toată Rusia. Imagine venim tipul nefăcut de mână a Maicii Domnului. Pentru a picta paraclisul deja construit, unde se păstrează icoana Maicii Domnului, a fost invitat cei mai buni pictori din Rusia și iată o pictoriță cunoscută în toată Rusia, a încercat să picteze chipul nefăcut de mână al Maicii Domnului. Și n-a reușit, până când nu a auzit un glas că ceea ce este făcut de mine, mâna omenească, nu va reuși să facă. Și atunci ea a spus că nicio mână omenească de pe pământ nu este în stare să redea cu atâta precizie chipul Maicii Domnului, chipul nefăcut de mână. Observăm minunile ce se fac în jurul acestei icoane, toate iconițele ce se află în paraclis, bumbacul care se află parte de jos a icoanei, sunt acoperite cu mir. Iată vasul în care se află icoana Maicii Domnului, potirul neusecat. S-a format această icoană ca o lingură în acest vas și la rugăciunile care se fac în fața icoanei apare mir. Iată aici, în locul acesta, se adună mir. Și ori de câte ori se scurge și smir, el iar apare. În imagine vedem că în localitatea Locoti, în casă unde a apărut această icoană în paraclis, a venit comisia din Moscova, care se află pe lângă Patriarhia Moscovei, pentru a determina puterea acestui mir. Și iată, observăm cum se ia analiza mirului. În componența acestei comisie, între ierarhi cunoscuți în Biserica Rusă și învățați cunoscuți în lume, fizicieni, chimiști, biologi,
După ce au studiat acest mir, eu am făcut o concluzie că da, într-adevăr, acest mir are peste 500 de componente, de componenți, dar nu se poate determina care sunt ei, fiindcă mirul este dumnezeesc, nu este pământesc. Ceea ce ești veșnic de aur. De câteva minute în urmă, icoanele erau uscate. Acum observăm picături de mir pe toate icoanele care sunt așezate pe masă. Inclusiv, iată, observăm aici icoana Sfântul Ierarh Nicolae. Și rama este plină cu mir. Chiar și pâinea care a fost adusă, pusă acolo, observăm că este mir în formă de cruce. Și observăm că mir este acoperit doar numai partea de sus a pâinii. Din părți, pâinea este uscată. Vedem cum mir de culoare gălbuie se scurge de pe icoana cu tirul nisecat în vasul din imagine. Icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos este plină cu mir și icoana Sfântului Sfintei Treimi. Icoana Sfintei Mare Mucenice Varvara. Iconistele care au fost așezate în fărfurioare, vedem că cât mir s-a adunat. Iată pomelnicile, toate numele de sunt acoperite cu mir. Iată, vedem un mir în formă de cruce pe pâine. Iată icoana Sfântului Serafim de Sarov. Uitați-vă cum toate picăturile au diferite culori. Albăstrii, roșii, de parcă ar fi niște mărgăritare. Avem de anafură. Pe fiecare anafură este mir în formă de cruce. Uitați-vă cât de frumos. Toată anafura. Vedem apa, aghiazmă sfințită și în fiecare sticluță câte o picătură, două și mai multe de mir. Observăm. Și aghiazma
a căpătat mireazma acestui mir. Observăm aici. Cel ce din tine la început ai făcut ombre cum ai vrut, pe tine te laudăm și l-ai pus. Este chipul nefăcut de mâna Maicii Domnului, plin de mir. Peste ea, pe tine te laudăm, dar el este o icoană vie. Chipul viu al Maicii Domnului, echip de icoană. Deseori Maica Domnului pe această icoană își schimbă expresia feței, zâmbește, o apare într-un chip milos. Uitați icoana Sfântului Ierarh Nicolae, se toată acoperită cu mir. Este icoana Mântuitorului. Era întunecată, nu se vedea nici fața Mântuitorului. Și fiind lângă icoana Maicii Domnului, s-a curățat și a devenit albă. Observăm cât de frumos este chipul Maicii Domnului și arătându-și chipul ei său frumos, a arătat și minunea. Izvorârea mirului, mir tămăduitor, care Bunul Dumnezeu, prin marea sa milă, ne dă prin chipul preculatei sale Maicii pentru noi oamenii, pentru tămăduire, pentru întărire, pentru pocăință, pentru mântuire. Au venit pelerini în orașelul Locoti, la Maica Domnului, Paraclistul unde se păstrează această icoană și cântă rugăciunea domnească Tatăl nostru. Miletie, acel care este legat de această icoană. La rugăciunile acestui sfânt, la mormântul căruia crucea se miruiește
și mirul este identic cu mirul de la icoana Maicii Domnului. Vedem că aici e miez de noapte. Și iată, când se face rugăciunea în paraclis și se zorește mir de la icoană, se acoperă și crucea la mormântul ieromonahului Meletie. Toată crucea este acoperită cu mir. Și iată, vedem, alături, din stânga și în dreapta a Părintelui Meletie, sunt înmormântate fiicele lui duhovnicești. Și iată, crucile fiicilor duhovnicești ale Părintelui Meletie sunt uscate, iar crucea Părintelui Meletie și fotografia de pe această cruce sunt acoperite cu mir, inclusiv și pământul de pe deasupra mormântului. De învierea Domnului la Paște am venit la ora de 5 dimineață și crucea era uscată. A început să cântăm troparul învierii Domnului și imediat, în timpul cântării troparului de învierea Domnului, crucea s-a acoperit cu mir. Fiul duhovnicesc și ucenic al Sfântului Ioan de Kronstadt, când s-a început marea prigoană, Părintele Meletie a fost arestat și l-au întrebat: crezi în Dumnezeu? A răspuns: da. Dar pe Ioan de Kronstadt îl cunoști? Da. Atunci a pus cătușele pe mâini, numai de ce că a mărturisit că cunoaște pe Ioan de Kronstadt, care era urât de bolșevici, de acei care luptau cu biserica și cu credința creștină ortodoxă. Hristos a înviat din morți, cu moarte pre moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Se cântă troparul învierii Domnului nostru Iisus Hristos la crucea plină de mir la mormântul ieromonahului Meletie, înmormântat în localitatea Locoti, regiunea Breansk. Părintele Meletie a trăit 103 ani. S-a stins din viață în anul 1981. Membrii comisiei care a venit din Moscova nu pot lămuri. Deci da, aceasta e sfințenie. Și noi credem că aceasta e sfințenie și mărturisim că mirul este sfânt și icoana este neobișnuită prin aceea că este dublă, că a apărut chipul nefăcut de mână a Maicii Domnului, dar acolo există și chipul Mântuitorului. Povestește de doamna Natalia că nu au venit la mormânt noapte, la miez de noapte, că au început să cânte troparul învierii, crucea s-a acoperit cu mir din ambele părți. Ea mărturisește acest adevăr. Ora este 22:45 noaptea. Vedeți ziua la temperatura minus 20 de grade,
cum crucea de la mormântul sunt Părintele Miletie, mirul a înghețat la temperatura minus 20 de grade. Casa în care a locuit Părintele Miletie, acum în ea locuiește, locuiesc fiicele duhovnicești Maria și Antonina. În imagine vedem pe sora Maria. Părintele Miletie în tinerețe. Vedem interiorul camerei unde a locuit Părintele Miletie. Sfântul Ioan de Kronstadt. Această sobă a construit-o însuși Părintele Miletie. Sora Maria povestește despre viața Sfântului Miletie. Părintele Miletie a fost cunoscut, aproape cunoscut cu Patriarhul Tihon, care acum este proslăvit ca sfânt. Părintele Miletie a fost arestat pentru credința sa, pentru că l-a mărturisit pe Ioan de Kronstadt și a fost pus în închisoare. Condamnat la moarte. Familia lui era Diomin. Diomin, Matvei Ivanovici. Iată patul pe care dormea el. A fost scos și dus pentru a fi executat. Sentința, i-a fost anunțată sentința de cu moarte. Însă fiind fiul duhovnicesc al lui Ioan de Kronstadt, că până la Revoluție, Ioan de Kronstadt i-a spus, eu te voi salva pe tine în cele mai tragice momente ale vieții tale. Și iată, fiind dus pentru a fi împușcat, plutonul de execuție sunt în fața condamnatului Părintele Miletie, au ridicat armele pentru a lua la ochi. Pluton, ascultă comanda mea. Încărcați, v-ați pregătit foc. Și gloanțele se risipeau în părți. Părintele Miletie continua să stea. Ofițerul ce comanda cu plutonul de execuție spunea că acest moșneag este fermecat. A comandat a doua oară și iarăși gloanțele s-au risipit în părți. Părintele Miletie stătea viu. Și atunci el a fost întors înapoi în cameră.
bolșevici și antichriști au arestat toți ierarhii, toți arhierei, au rămas numai doi la libertate, inclusiv și patriarhul Tihon. Vina era una, că erau creștini ortodoxi, că mărturiseau credința. Toți călugrii, preoții, credincioșii erau dus în lagărul de la Soloveț și în alte lagere. Dar lagărul de la Soloveț erau mii, zeci de mii de creștini, arhierei, monahi, creștini ortodoxi. Mulți mureau din istovire, din munca grea, care erau supuși de către bolșevici. Zile de azi se văd urmele lagărilor de concentrare în care erau închiși creștinii, preoții, monahii, arhierei. Șeful lagărului l-a chemat pe Părintele Meletie, îl stima pe el. De ce? Că Părintele Meletie, pe rugăciunile sale, i-a salvat mama sa. Și atunci șeful lagărului, unde era închis Părintele Meletie, i-a organizat evadarea, fără a anunța organele de persecuție. Și în așa mod, Părintele Meletie a fost eliberat din lagăr. Sfântul Ioan de Kronstadt, fiind în Împărăția Cerului, permanent se ruga pentru toți fiii săi duhovnicești, inclusiv și pentru Părintele Meletie. Părintele Meletie este înmormântat în orășelul Locoti, în cizmele Sfântului Ioan de Kronstadt. Anul 1930, Părintele Meletie a fost arestat. Împreună, atunci era o mare prigoană
asupra bisericii creștini ortodoxe din Rusia. În imagine vedem noaptea de învierea Domnului, în paraclisul unde se păstrează icoana Maicii Domnului, o milenie, cozonaci, ouă de Paști. Iată noaptea de Paști, după miezul nopții, icoana a început să miruiască amondent. Toate icoanele din jur s-au acoperit cu mir, ouăle de Paști, fiecare ou în parte era însemnat cu mir în formă de cruce. Cozonacii care erau la fel s-au acoperit cu mir în formă de cruce. Vedem că icoanele încă sunt uscate, asta e timpul înainte de miez de noapte, înainte de 12 de noapte. Iată, observăm că s-a început să se adune mir în farfurioare, iconițe se acoperă cu mir. Este miez de noapte. Iată, observăm cum acest vas se adună mir. O mireazmă puternică și plăcută. Iată și o roaie de mir pe icoana Maicii Domnului. Observăm și aici o roaie de mir.
chipul izvorârii mirului, toată casa, toate camerele din casă sunt îmbibate de o mireazmă, de un miros deosebit de plăcut. Chipul e făcut de mână a Maicii Domnului. Icoana Maicii Domnului Umilenie a fost dusă în sofrină, însuși cu mâinile argentarului, Maica Domnului conducea și a îmbrăcat precisul său chip. Observăm că partea din față, care a fost făcută la fabrică, are forma piciorului stâng, adică talpa piciorului stâng. Și chipul nefăcut de mână, din spate, are talpa piciorului drept. Această icoană a fost prorocită de Sfântul Serafim de Sarov, că în ultimele vremuri va apărea o icoană, un chip cu două fețe. Însă n-a spus care chip, al cărui chip. Și tot Serafim de Sarov a spus că în ultimele vremuri, însuși Maica Domnului va merge pe pământul ei ales, nu în chip nevăzut, nu în chip de femeie, ci în chip de icoană. Și în așa fel, icoana Maicii Domnului merge pe pământul ei ales, în drumurile crucii, prin Rusia, Ucraina, Belorusia, Moldova de peste Prut, s-a parcurs deja pe jos peste 17.000 de kilometri cu rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Aici observăm chipul nefăcut de mână, chipul Maicii Domnului și chipul Mântuitorului, care ne amintește de chipul Mântuitorului de pe Giurgiul de la Torino, în partea dreaptă. Observăm chipul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Drumurile crucii în Rusia s-au început din anul 2003. Această icoană participă în drumurile crucii. Drumurile crucii au o istorie încă din primul mileniu, din timpul Imperiului Bizantin. La cele mai grele momente ale bisericii creștine ortodoxe, creștinii, în frunte cu preoții, cu arhierei, monahi, monahii, cu icoane în mână, mergeau pe drumuri dintr-o localitate în alta, parcurgând zeci, sute și mii de kilometri pentru a mărturisi credința cea adevărată, credința curată și nepătată. Acum noi știm că sunt vremuri grele pentru Biserica Creștină Ortodoxă. De aceea, în Rusia, în întreg Ținutul Patriarhiei Rusie, un drum al crucii se termină, altul se începe. Această icoană, după cum s-a spus mai sus, a parcurs deja 17.000 de kilometri pe mâinile participanților la drumul crucii. Împreună cu icoana Umilenie este purtată și icoana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care deseori miruiește și ea. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este apărătorul și ocrotitorul oastei creștine a Rusiei. Iată, observăm parte din spate cum este îmbrăcat chipul nefăcut de mână, atunci îi amintește de talpa piciorului drept. În drumul crucii participă mulțime de lume,
Преводс, монах, монахий, крештин, дерынд, барбац, шифимей. Икона Матери Домнини Умиления, апостадуса, у собору катедрал, дин орашу Кишинев, дин Молдова, дин Писепрут. А фаза чистей иконе, а făcut un serviciu divin în la Preasfințitul Vladimir, Metropolitul Chișinăului și întregii Moldovei. Vedem străzile din Chișinău, Piața Mare Adunări Naționale, cu icoana Maicii Domnului Umilenie. De aici din Chișinău s-a pornit drumul cruce în 2009, la 7 aprilie, în ziua sărbătorii Bunăvestirea Maicii Domnului, spre orașul Sevastopol din Crimeea, pe un drum de 1500 și mai mulți kilometri. Au mers în drumul crucii mai bine de o lună jumate. În cele mai grele momente în drumul crucii pentru participanții la acest drum al crucii, însuși Maica Domnului vine în ajutorul drumeților prin izvorâre a unei mireazme, valuri de mirezme, când e cea mai mare oboseală, mai ales când ridică dealurile, Maica Domnului cu valurile se dimireazmă, îi scoate oboseala drumeților crucii. Apar pe cer diferite semne. În cer senin apare curcubeu. Norii se apar în formă de cruce. Vin din drumul crucii și mergând dintr-o localitate în alta, oprindu-ne prin bisericile din localități, făcând popas și lăsând icoana pentru a se închina oamenii din localități în biserici, am observat că desiuri alături de icoană s-apropie oameni diferiți, inclusiv și cei care sunt în patim, oameni care noi, din mândria noastră, îi numim boschetari, neștiind care este pricina, din ce cauză au ajuns la această stare, sau împovărați de alte patimi. Și observau oamenii din drumul crucii că când ei se apropiau, acești oameni împovărați, apropiindu-se în starea în care erau de icoana Maicii Domnului, noi nu știm ce rugăciuni spuneau ei, însă noi observam că Maica Domnului își schimbă fața, parcă devine mai miloasă, mai drăgostoasă, uneori chiar și deschidea și ochii. Noi nu pricepeam de ce așa. Noi cei din mândria noastră, noi cei care mergem, ne nevoim drumul crucii, că e obositor. Nouă nu ni se arată așa Maica Domnului. Și iată, venind odată în drumul crucii și doamna Natalia, cerându-se pe câteva zile de la serviciu, am mărturisit doamna Natalia și fiindcă în casă i-a apărut așa această minune, Bunul Dumnezeu i-a și dat o dar de a lămuri aceste fapte. Și ea a spus așa: cum o mamă pământească, având mulți copii și toți așezați în locurile lor, căsătoriți, copii, numai unul sau una
ori nu mai iese din pușcărie, ori este împovărată cu vreo patimă și nu are nici casă, nici masă, nici copii, nici familie. Și îmblă pe drumuri și mama, cât de bătrână ar fi, nu mai doarme nopțile. N-are liniște. Se roagă mereu la Dumnezeu și la Maica Domnului. Iese pe portiță și se uită în zări să-și vadă copilul său, care căruia se roagă, pentru care se roagă zi și noapte, fiindcă știe că ceilalți sunt așezați, pe toți îi iubește, dar pe cei stă mai mult îi iubește. Așa și Maica Domnului îi primește pe acești nevoiași, pe acești împovărați cu patimi, cu atâta dragoste. Ne aduce mai minte din Evanghelie cum Tatăl l-a întâlnit pe Fiul Său risipitor. Multă lume, aflând că merge drumul crucii pe lângă localitățile lor, ieșea în întâmpinarea Maicii Domnului cu atâția lacrimi de umilință, cu atâția lacrimi de dragoste. Și mergeau și ei pe lângă drumeții crucii atât cât le permitea puterile lor, bătrâni și copii, bolnavi, mergeau cu rugăciunea lui Iisus. Inclusiv și militarii ieșeau în întâmpinare și mergeau după Maica Domnului. Drumurile crucii mergeau nu numai pe șosele, dar și prin păduri, prin mlăștini, peste râuri, prin ploi, vânt, arșiță. Fără rugăciune nu este chip să mergi așa drumuri grele, atâtea distanțe, de la 30 până la 50 km pe zi, un tip atât de îndelungat. Cel care măcar o dată s-a rugat în fața acestei icoane și a mers măcar cât de puțin în drumul crucii, și dacă îi permite sănătatea, el nu se mai lasă de această icoană. Această icoană este icoana iubirii. Umilenie înseamnă dragoste, răbdare, smerenie, pocăință. Văzduhul tot cu noi și vânt, ție slujesc ca unui sfânt, pe tine te laudăm. În jurul acestei icoane, în orașe mari, se adunau zeci de mii de oameni pentru a se china icoane Maicii Domnului. Și când pornea icoana din oraș, atunci mulțime de lume o urmau. Icoana Maicii Domnului în drumuri de Crimeei. Icoana Maicii Domnului
pe țărmul Mării Negre, în orașul Ialta, din Crimeea. Să fie stăpân peste ea, pe tine te laudă, dar el voindu-se împăra, a căzut gramic în păcate. Crucea Sfântului Apostol Andrei, care a fost, care primul a propovăduit credința într-un Hristos, nu numai în țara românească, în Dobrogea, dar și în Crimeea. De-a lungul țărmului Mării Negre din Crimeea. Deseori drumul crucii se încheie seara târziu, până când drumeții ajung la o localitate unde așteaptă, este așteptată Maica Domnului. În luna septembrie anul 2011, icoana a fost adusă într-o unitate mare din Abhazia și iată când soldații se închinau la icoana Maicii Domnului, alături era și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ploile torențiale le opresc pe drumeții crucii, mergând permanent cu rugăciunea lui Iisus. Să nu ne miruie ce vreau noi pe tine te laudăm, umbrește-ne cu harul tău, să nu ne miruie ce vreau noi pe tine. Lord, amen.
vrăjitași în careu, dau cinste Maicii Domnului. Și iată, ostașii armatei ruse se închină în fața icoanei Maicii Domnului și vedem alături și icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Când majoritatea din ostași s-au închinat la icoana Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a început să se acopere cu mir. De la care era o mireasmă puternică, un miros plăcut. Aici icoana se află în munții Caucazului, la o altitudine de peste 2000 de metri. Icoana a venit în România, în mănăstirea Slătioara, de unde a plecat mai departe în mănăstirea Brădățel de Suceava. Întâmpinarea icoanei Maicii Domnului în mănăstirea Slătioara a avut un eveniment foarte frumos. Mulțime de lume, sute și mii de oameni veneau să închină această icoană. Și atât în ziua de petrecere icoanei, oamenii plângeau cu milă, înțelegeau că Maica Domnului pleacă. Cortejul care însoțește icoana intră în mănăstirea Brădățel de Suceava. Maica Domnului, în chip nevăzut, în chip de icoană, coboară în mănăstirea Brădățel de Suceava, însoțită de arhierei, preoți, ienoriași. Iar în mănăstirea Brădățel, icoana a trecut și prin alte mănăstiri și a fost apoi adusă la mănăstirea Marii Mucenic Mina, care a fost întâlnită de Părintele Stareț Arhimandritul Varnava împreună cu un sobor de preoți și frații mănăstirii Marii Mucenic Mina, împreună cu zeci și sute de ienoriași ai bisericii.